dragii mei, în după masa asta continuăm să stăm în jurul Evangheliei și a Cuvântului Lui Dumnezeu sub acest generic ferm într-o lume clătinată. Trebuie să vă mărturisesc că sub genericul ăsta se poate predica foarte multe lucruri importante, și m-am zbătut acum destul de tare ce să vă zic și ce să aleg să vă zic pentru a rămâne tineri cu fermitate și neclătinați într-o lume atât de clătinată a vremurilor noastre. M-am gândit într-un final să vă duc pe un tărâm puțin mai consistent, dar pentru asta va trebui să fac apel maxim la atenția voastră și să vă vorbesc despre un subiect despre care se vorbește destul de rar și atunci când se vorbește, poate pe alocuri nu în tocmai așa cum este el. Dar înainte de asta vreau să vă readuc aminte ce v-am zis azi dimineață, că pentru a rămâne cu fermitate, Omul trebuie să fie atent la câteva aspecte și că omul care trăiește cu fermitate e un om care lasă în jurul lui o atmosferă frumoasă. Ați notat asta, da? Fermitate nu înseamnă duritate și fermitate înseamnă acea atmosferă solidă. Adică, dacă trăiești lângă un om care trăiește cu echilibru, cu fermitate, neclintit, în lumea asta chiar dacă parcă totul se dezechilibrează, dar el înaintea lui Dumnezeu trăiește cu echilibru și cu fermitate, ți drag să stai pe lângă el pentru că acel om creează o atmosferă sigură, de încredere. Poți să spui, mă, la o nevoie mă va ajuta în rugăciune omul ăsta care e echilibrat și știu că Dumnezeu ne va ajuta. Ei, ăia dezechilibrați, care viața lor când pe munte, când pe vale, când care la un moment dat nu mai au acea profunzime, ți-e groază, parcă ți-e și greu să-i zici, bă, ajută-mă în rugăciune, că știi că... Pe partea cealaltă să poți să rămâi și dintr-un alt punct de vedere, da, vă spuneam azi dimineață, să poți să rămâi cu fermitate, e foarte obligatoriu să trăiești cu reverență. Vă rog să nu uitați asta. Să trăiești cu reverență în fiecare zi, cu multă reverență. Mai apoi e foarte obligatoriu să iei aminte la avertizările lui Dumnezeu, că altfel te dezechilibrezi dacă nu iei aminte la avertizări. Și avertizează Dumnezeu oameni, biserici, comunități, familii, care nu iau aminte la avertizările lui Dumnezeu și în loc să rămână cu fermitate și cu echilibru se dezechilibrează și se distrug. Mai apoi e foarte obligatoriu să-l percepi pe Dumnezeu și să-L accepti ca pe Cel care poruncește, altfel te dezechilibrezi. Și bineînțeles, vă spuneam azi dimineață că e obligatoriu să îți păstrezi legământul cu demnitate. Acum, am să vă duc pe un tărâm și o să intrăm într-o călătorie interesantă a Bibliei, pe un subiect care posibil să-l fi perceput până astăzi mai altfel, dar vă rog să fiți foarte atenți. Vă spun o poveste a unui tânăr pe numele lui Sharun Mashih. Sharun Mashih, un tânăr din Afganistan, a căror părinți au întors la Dumnezeu și l-au cunoscut pe Dumnezeu. Mai apoi băiatul ăsta a primit Evanghelia în casa lor cu părinții lui. Niște și-au asumat un creștinism practicant acolo într-o lume musulmană. Iar la un moment dat băiatul ăsta, Sharun Mashih, a trebuit să meargă la școală colegii lui au auzit că el e creștin și într-una din zile au început să-l bagiocorească, să-l lovească, să-l scuipe, să-l huiduie. Și Aron Mașic s-a dus, dus, acasă într-o familie săracă. Părinții lui făceau cărămiți din alea de pământ ca să poată să își crească copiii. Ceea ce eu vă spun în 2016, 2015, 2016 s-a întâmplat, la un moment dat a fost dat și la televiziunile din România, povestea lui Sharon Mașih, când băiatul ăsta se duce acasă și spune, mami, tati, eu nu mai pot să mă mai duc la școală pentru că toată lumea își bate joc de mine acolo. Nu mai pot să mai mă duc să am liniștea mea, să pot să Părinții lui l-au îndemnat și au zis Șarun, tu trebuie să te duci, să-ți continui școala, că e greu, că e ușor, mai ești 2-3 ani, scapi, vreo 16 ani avea Șarun Mașic și gata. La un moment dat, într-una din zile când Șarun Mașic s-a dus la școală, un băiat care, atenție, s-a întors la Dumnezeu, un băiat care îl iubea pe Dumnezeu și arăta asta tuturor într-o lume ostilă, nu ca a noastră astăzi aici, într-o lume civilizată. Și într-una din zile când el a intrat în clasă, unul din colegiul lui o zis, zis așa: Sharun, dacă cumva îndrăznești să intri și să te așezi în bancă, pentru că tu ești creștin aici între noi, viața ta astăzi se încheie. Acum, ce să facă copilul ăsta de 16 ani? Să nu intre în clasă, să nu se pună în bancă, să plece acasă sau să se așeze în bancă. Sharun Mașic decide să se ducă, să se așeze în bancă colegii lui împreună cu cel care a lansat amenințarea asta s-au năpustat, s-au năpustit asupra lui, l-au lovit, l-au bătut și sub pumnii colegilor lui și sub picioarele colegilor lui și Arun și-a dat ultima suflare. S-a făcut o mică anchetă, dar nu a fost mare lucru în Afganistan că a murit un creștin. Mare lucru. Criminalul nu a avut absolut deloc de suferit pentru că în justiția afgană când moare un creștin e egal cu un câine. Într-o zi s-au dus, a venit ziua în mormântării și familia aia mică a lui Sharun Mașih stătea în jurul gropii deschise să-și îngroape cel mai mare băiat al familiei. Mama lui, tata lui, frații lui mai mici. N-aveau prieteni mulți, n-aveau neamuri multe, un grup foarte restrâns de oameni care îl mormântau pe Sharun Mașih care a plecat în lumea asta, din lumea asta într-un mod tragic. La un moment dat, câțiva jurnaliști care au urmărit povestea, care au știut că o să facă în conjorul lumii povestea asta, pentru că era disputa între creștini și musulmani, la un moment dat, după înmormântare, s-au dus la mama lui Sharun Mașic și au întrebat-o așa. N-ați vrea ca să se facă dreptate? N-ați vrea ca acel criminal să fie prins, să plătească? Ce ați vrea să îi se întâmple acelui criminal? Mama lui Sharon Mașic o zis, nu aș vrea să îi se întâmple absolut nimic rău. Și jurnaliștii au zis, păi nu-i drept asta. Nu-i corect, nu-i drept. Asta nu-i dreptate. Și mama lui Sharon Mașic o zis, bă da, tocmai asta este dreptate. Și ăștia erau foarte șocați, bă cum e asta dreptate? În mintea unui creștin, să nu-i se întâmple nimic rău celui care te-a dus în starea asta, e de fapt o adevărată dreptate. Ce așteptați dumneavoastră? Și la un moment dat mama asta a auzit, aștept sfârșitul. Pentru că la sfârșit, colegii lui Sharon Mașic vor vedea că Șarun a avut dreptate. Ăștia nu au înțeles prea multe. Cum adică a avut dreptate? A avut dreptate în ceea ce el credea a avut dreptate că îl iubea pe cel care trebuia să fie iubit, a avut dreptate atunci când le spunea că și sufletele lor trebuie să fie aduse înaintea lui Dumnezeu și colegii lui într-o zi, chiar dacă la final vor vedea ca lor coleg și Arun a avut dreptate. Pentru că, dragii mei, asta înseamnă un om care are puterea să nu se dezechilibreze și să rămână ferm să rămână de neclintit în fața situațiilor grele și complicate. În seara asta, vreau să vă vorbesc despre dreptatea lui Dumnezeu, un subiect destul de disputat la un moment dat. Dar vreau să fiți foarte atenți, am să vă duc pe un tărâm interesant, voi va trebui mai apoi să vă faceți o bună analiză a vieții și să trageți o linie în dreptul vieții voastre. Și ascultați-mă, încep așa. Noi în momentul în care venim la biserică, ne salutăm și zicem pacea Domnului. Ce ați zice voi dacă fratele Manu mâine o să vă zică și păstorul vostru, da, la Augsburg, o să vă spun așa, fraților, înainte să vă așezați pe scaune sau atunci când plecați de aici, să vă întoarceți în, lângă cel de lângă voi, stânga și dreapta, și în loc să-i rostiți o binecuvântare, să-i spuneți dreptatea lui Dumnezeu să vină peste tine. Cum v-ați reacționa dacă v-ați întâlni cu cineva și v-ar spune așa, uite, în loc de pacea Domnului să zică, dreptatea lui Dumnezeu să vină peste tine acum. Ai zice, bă, tu nu ești bine, deja voi zâmbiți. Zâmbi. Bă, cum adică vine dreptatea lui Dumnezeu peste mine? Noi românii devenim mari poeți la final de an. Fiecare ia telefonul și începe să scrie la prietenii lui. Și le scrie așa, ceea ce îți doresc din toată inima e la că la anul care vine să-ți dea Dumnezeu bani, să-ți dea Dumnezeu sănătate, să-ți dea Dumnezeu faimă, să-ți dea Dumnezeu de toate. Și îl compunem câte un, câte un, mesaj în așa manieră încât toată lumea să pună mâinile alea să zică, bă, bravo, așa te vrea, ăsta e prietenul meu, uite ce îmi dorește. Eu cum nu prea am vreme nici să scriu mesaje, nici să citesc mesaje, din păcate uneori, la un moment dat am zis, bă, sfârșit de an, hai să scriu și eu un mesaj. Am făcut o probă. Am luat telefonul și am scris următorul mesaj și l-am trimis la doi prieteni. Ceea ce îți doresc în anul care vine este să vină dreptatea lui Dumnezeu peste tine. Și l-am trimis la doi prieteni. Ascultați răspuns. Bă, mă așteptam și eu niște mâini din alea. Bă, mulțumesc, frate Alin! De când așteptam asta? Ascultați răspuns. Primul, înscrie. Frate Alin, tu ești. Al doilea, îmi scrie, pe bune? Le-am răspuns la amândoi cu un simplu da. Frate Alin, tu ești? Da. Al pe bune? Da. Unul din prietenii mei, păstori, colegi de slujbă, predică în biserica lui și amintește ceva despre dreptatea lui Dumnezeu și că trebuie să vină peste oameni. Și la un moment dat unul șocat o uită la el ca la mașini străine și la un moment dat îi spune la final, pastore, și toi ai ajuns să ne blestem. Eu trebuie să vă spun în această seară că în momentul în care un om nu se așează sub directa dreptatea lui Dumnezeu, se va dezechilibra în fiecare zi, își va distruge viața în mod sistematic. Pentru a rămâne cu fermitate și cu echilibru, pentru a trăi cu reverență, să leg de predica de azi dimineață, pentru a putea să iei seama la avertizările lui Dumnezeu, pentru a putea să te supui celui care poruncește, e obligatoriu ca omul să se așeze sub dreptatea lui Dumnezeu. Oamenii se dezechilibrează, oamenii nu mai rămân cu fermitate pentru că diavolul l-a creonat pe Dumnezeu în mințile oamenilor ca pe un baubau, -bau, ca pe un polițist care de cumva intri în mâna lui Dumnezeu sub dreptatea lui, te distruge. Și atunci omul zice așa, bă, mai bine nu mă pocăiesc, mai bine nu mă apropiu de Dumnezeu, mai bine nu mă duc să fac prea multe, mai bine stau undeva departe, că dacă stai undeva departe, bă, măcar n-are nicio treabă cu tine. Și foarte fals. Au tineri la 16-17 ani care vin și îmi spun, frate Alin, eu nu-s botezat, de mine nu te iei, că eu nu-s botezat, el e crescut în biserică, i-a dus la binecuvântare, cântă în toate grupurile, dar el vin și se ascunde imediat, frate, eu nu eu nu zire cu Dumnezeu, că eu nu-s botezat, bă, n-are treabă că nu ești botezat în contextul în care tu ești în biserică, cunoști, stai acolo, când te rogi, faci parte din comunitatea, tu să nu cumva să crezi că Dumnezeu zice, bă, ăsta nu-i botezat, lasă-l pe ăsta deoparte, lasă că ăsta pauză mai facă. Cu ăia la alți am eu treabă. Omul trebuie să se așeze sub directa dreptatea lui Dumnezeu și să nu fugă de dreptatea lui Dumnezeu. Diavolul, atâta de tare a pervertit aspectul ăsta, l-a creonat pe Dumnezeu așa cum nu este Dumnezeu, să-l facă pe om să fugă, să stea departe de Dumnezeu, ca de fapt viața lui să fie mereu șubre, de mereu dezechilibrată, să nu fie viața cu fermitate, să nu fie cu trăire frumoasă, să nu fie cu echilibrul ăla de neclintit și să fie mereu așa o frunză papă, bă, îi, nu îi, o fi, o Oamenii care se așează sub directa dreptatea lui Dumnezeu rămân mereu cu fermitate. Când te așezi sub directivele lui Dumnezeu, atenție, sub dreptatea lui Dumnezeu, noi am înțeles greșit povestea cu dreptate. Noi asociem de foarte multe ori dreptate cu duritate, asociem de foarte multe ori dreptate cu trăznet, asociem de foarte multe ori dreptate cu încercare, asociem de foarte multe ori dreptate cu necaz. Că la un moment dat la noi în, în oraș a fost o vigilie mare în urmă cu câțiva ani și eu am venit acasă de la, de la o evangelizare, am văzut că bate vântul Andrei, am trimit un video pe WhatsApp și am văzut o tablă de la niște vecini care o zbura peste două case și direct la noi în curte au venit. Și am zis, bă, ce vigilie, când eu am ajuns acasă, la un moment dat, niște acoperișuri zburate, țigle pe jos, pe, pe șosea, erau numai țigle sparte, oameni în curte, trecuse vigilia, oameni în stradă. Când am ajuns eu acasă, pe la vreo nouă și jumătate, la un moment dat, o vecină, Domnul Pastor, dreptatea lui Dumnezeu a venit peste noi. Păi, și eu m-am întrebat, oare așa arată dreptatea lui Dumnezeu? Pentru că diavolul a creonat-o ciudat ca omul să fugă de Dumnezeu. Repet, țineți minte, în momentul în care fugi de Dumnezeu, nu mai stai cu fermitate. Toate se leagă. În momentul în care fugi de Dumnezeu, nu mai stai cu echilibru, te dezechilibrezi. Eram odată, tot aici în Germania, dar nu vă zic unde, la un botez. Eu am predicat la botez, că noi percepem greșit dreptatea. Am predicat la un botez și la un moment dat n-am plecat. Am avut zborul numai marți și luni m-am dus, frați, într-o piață de mașini. Mie îmi plac mașinile și. da, hai să ne spălăm ochii. La un moment dat mă duc, acolo, în piața aia de mașini, era un frate care se botezase duminică. Când am intrat acolo, el nu ne-a văzut, erau câțiva tădei noștri care îl anchetau. Bă, te-ai dus la pocăiți, te-ai botezat. Nu m-am botezat. Eu am rămas șocat. Pe cum că eu i-am predicat ieri? Nu, nu. Cum bă că te-am văzut pe live? Te-o transmis ea pe live. Cum nu? Era îmbrăcat în haine albe, unul și râdea de el. M-am hotărât să te-am văzut, mă. Cum nu, mă, că tu Iar Fără... Nu, nu eu. Eu la un moment dat am zis, bă, îl trăznește Dumnezeu pe ăsta. Deci pe bune vine un trăznet că trebuie să-l resusciteze. ar fi Dumnezeu e drept, mă. La un moment dat unul intervine și zice, bă, nu ți frică, bă, că te trăznește Dumnezeu. Cum să minți, mă? Când m-a văzut pe mine, tot, Îi lăsați-l că e la început. Încă nu a avut curaj. O zis unul către ne, păi frate Alin, păi Dumnezeu cât e de drept, la l văzut pe ăsta, pe ăsta mă un trăznet, mă. Asociem de foarte multe ori dreptatea lui Dumnezeu cu trăznitul, cu prăpădul. De aia omul fuge de Dumnezeu. Fugind de Dumnezeu se dezechilibrează. Fugind de Dumnezeu nu mai stă cu fermitate. De zice, nu te du lângă Dumnezeu, nu te apropia de Dumnezeu, nu intra sub dreptatea lui Dumnezeu. Că știe că dacă ai intrat sub directa dreptatea lui Dumnezeu, tu rămâi neclintit, rămâi cu putere, rămâi cu fermitate. În momentul în care fugi de Dumnezeu, ești un dezechilibru total în fiecare zi. Fermitatea s-a distrus. Îmi povestea cineva, nu de mult, zice, copiii mei au la școală o profesoară care lucrează cu dreptate. Și și-a schimbat așa tonalitatea vocii. Lucrează cu dreptate. Și eu cunosc și-a schimbat tonalitatea vocei. Ce înseamnă că lucrează cu dreptate? Să uită așa la mine, se gândește două secunde. Adică e severă. A, asta înseamnă dreptate. Să fii sever. De aia fug oamenii de Dumnezeul cel Drept și de dreptatea Lui, de a se dezechilibrați non-stop, pentru că diavolul le bagă în minte că dreptate înseamnă severitate. E adevărat, trebuie să fac remarca asta, va fi o judecată finală dreaptă, adică fără compromis. Dar asta nu înseamnă severitate. Înseamnă doar o judecată dreaptă fără compromis. E, dar sunt două lucruri total diferite, să nu le amestecați judecata finală care va fi dreaptă e una, dreptatea lui Dumnezeu manifestată între noi alții. Hai să vă arăt din Biblie cum arată dreptatea lui Dumnezeu. Pentru ca a rămâne cu echilibru în fiecare zi în viața voastră, pentru a rămâne cu fermitate viețile voastre, trebuie să fie sub dreptatea lui Dumnezeu și la finalul acestei întâlniri va trebui să spuneți voi cu gura voastră Doamne, lasă dreptatea ta să vină peste mine altfel o să vă dezechilibrați. Hai să vă arăt cum arată dreptatea lui Dumnezeu. Vă citesc. Psalmul 71 cu versetul 2. Vă rog, notați în minte, în inimă, de puteți și afișați noi rău, ascultați. Un om muritor de rând spune următoarele cuvinte. Psalmul 71 cu versetul 2. Scapă-mă în dreptatea ta și izbăvește-mă. Dacă dreptatea lui Dumnezeu ar fi trăznetul, cancerul, prăpădul, distrugerea, ce om supus greșelilor, că orice om e supus greșelilor, ce om ar putea să spună, scapă-mă în dreptatea ta? Ce om? Vă spun eu că niciunul. Ascultați un alt verset. Psalmul 85 cu versetul 10. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, salmul 85 cu versetul 10, fiți atenți, bunătatea și credincioșia se întâlnesc, unde e bunătate și credincioșie, hop apare și dreptatea, partea superbă e că nu vine niciodată singură, într-o relație foarte strânsă cu pacea. Adică dacă te așezi sub dreptatea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu zice, bă, te așezat sub dreptatea mea, te trăznesc. Dacă cumva nu ești cum. Dumnezeu zice așa, tu stai sub bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu care se activează și o vă întreb pe dumneavoastră, un om care stă sub bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu, ăla rămâne ferm sau e dezechilibrat? Rămâne întotdeauna ferm că bunătatea lui Dumnezeu, credincioșia lui Dumnezeu te ține niște parametri extraordinari. Nu te dezechilibrează, întotdeauna te agăți de bunătatea lui Dumnezeu și vine la un moment dat încercarea, dar tu ești sub dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea întotdeauna e la pachet cu pacea, cu bunătatea, se activează credincioșia și vine la un moment dat încercarea. Ce faci? Te dezechilibrezi? Nu! Că spui încrederea în bunătatea lui Dumnezeu, care e acolo cu dreptatea întotdeauna. Hai să vă citesc alt verset. Psalmul 89 cu versetul 14. Uitați-vă la versetul ăsta formidabil de profund. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie. Dar uitați-vă, împrejurul scaunului de domnie, care e așezat pe dreptate, și pe judecată, uitați-vă cine întreține atmosfera. Bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale. Când te așezi sub dreptatea lui Dumnezeu, și Dumnezeu trebuie să te judece. Cum te judecă Dumnezeu? Cu foarte multă bunătate. Și când trebuie să plătești uneori pentru anumite lucruri ca să nu te judece odată cu lumea, și acolo. Dumnezeu la un moment dat vine cu atât de multă bunătate și te ajută să treci peste, să mergi înainte, să-ți învezi lecția. Pentru că Dumnezeu în dreptatea Lui îi înconjoară pe oameni de fiecare dată cu bunătate și cu a Lui credincioșie față de suflete. Diavolul zice așa, bă, ca să fii un dezechilibrat toată viața, fugi de dreptatea Lui Dumnezeu. Că nu o să ai parte de bunătate, nu o să ai parte de credincioșie. Și stă om în fața terapiei intensive, vă zic încă o dată ca azi dimineață, și de ce se agață? că Dumnezeu credincios pentru cine? că Dumnezeu bun cu cine? Cu tine care toată viața ai fost un dezechilibrat? O, când te așezi sub dreptatea lui Dumnezeu, bunătatea te înconjoară, credincioșia te înconjoară și la un moment dat vine încercarea. Și tu stai în fața încercării. Dar viața e tăia sub dreptatea lui Dumnezeu. Și în loc să spui, gata, praf, vii și spui, și de data asta Dumnezeu are o soluție. Ar fi nedrept ca Dumnezeu să mă lase. Vă mai spun un singur verset. Psalmul 101 cu versetul 1. Vă ziceam și azi dimineață, ce face cântarea? Voie bună. Bă, și la priveghiuri cântăm noi pocăiții să mai schimbăm atmosfera aia de plâns, corect? Uitați-vă ce face cântarea. Aduce întotdeauna voie bună. Voi cânta bunătatea și dreptatea. Dacă dreptatea ar fi prăpădul, cancerul, distrugerea, cine ar avea chef să cânte? Strofa 1, cancer. Strofa 2, inundații. Strofa 3, nu mai am loc de muncă. Cine? Nu. Voi cânta dreptatea. Adică atunci când cânt dreptatea lui Dumnezeu, eu mă înviorez. Când îmi așez viața sub dreptatea lui Dumnezeu, rămân ferm. Rămân neclintit. Într-o lume care se dezechilibrează și produce un haos constant, într-o lume în care nu mai știe încotro să o ia, într-o lume în care e frică și de aia, și de aia, și de aia, și de aia, eu care nu trăiesc sub dreptatea mea umană, trăiesc sub dreptatea lui Dumnezeu, mereu sunt conjurat de o bunătate care mă înviorează, de o credincioșie a lui Dumnezeu care nu mă lasă. Știți cum arată dreptatea umană Versus dreptatea lui Dumnezeu Asta lui Dumnezeu v-am spus Hai să vă spun aia umană Dreptatea umană arată așa Știți păra care cânta la acordeon și cânta fals Și la un moment dat unul care mai știa un pic de muzică A zice: luați-i bă acordeonul ăla din brațe Voi n-auziți ce rău cântă și apoi nu-i lor luat, lor lăsa să cânta. Și te cânta și pe ăsta l-a S-a întors dintr-o dată și când s-a uitat, fiul său, era cu acordionul în brațe, s-a blocat. Bă, zice, nu prinde el chiar de gamele, dar la plan general nu-i chiar așa de rău. Nu, cam așa arată dreptatea umană. Dreptatea lui Dumnezeu e total diferită de cea umană. V-am explicat până acum Că un om care vrea să rămână echilibrat, care vrea să rămână ferm, care vrea să rămână cu echilibru, care vrea să aibă parte de dezechilibru, trebuie să-și așeze viața sub dreptatea lui Dumnezeu, care să se comporte cu el cu multă bunătate și credincioșie. Bun, acum, intru în partea a doua evanghelistică a mele, latura unde eu mă simt cel mai bine și fiți atenți. O să vă spun de ce diavolul face pe oameni să fugă de dreptatea lui Dumnezeu, ce se întâmplă când cineva se așează sub dreptatea lui Dumnezeu și veți vedea și țineți minte, în mintea voastră, aspectul ăsta, că trebuie să rămâi cu fermitate, că de fapt ăsta e subiect. Fiți atenți. Când te-ai sub dreptate, și de ce diavolul zice să nu să fugi de Dumnezeu, de ce el creonează ca pe un baubau, de ce oamenii să fie departe de Dumnezeu? Când te așezi sub dreptatea lui Dumnezeu, în primul rând, ceea ce face Dumnezeu cu omul pune pe om eticheta corectă. În momentul în care, și o să vedeți de ce mulți sunt dezechilibrați în viață, de ce mulți n-au fermitate, când te așeza sub dreptatea lui Dumnezeu, primul lucru pe care Dumnezeu îl face, pune pe tine eticheta corectă. Îți face o scanare din cap până în picioare și Dumnezeu începe să spună, uite cine ești tu. Partea superbă la Dumnezeu e că Dumnezeu niciodată nu-ți a ce e bun, niciodată. Partea superbă, tot superbă la Dumnezeu este că Dumnezeu niciodată nu te lasă în ceață să te ducă la un moment dat așa într-un într mers din ăla fără să realizezi unde mergi. Când te așeza sub dreptatea lui Dumnezeu, Dumnezeu îți, face, îți pune eticheta corectă. Noi oamenii care ne dăm de multe ori că trăim cu multă dreptate, nu punem etichete corecte. Nu punem etichete pe pruncii noștri corect, nu punem etichete pe prietenii noștri în mod corect, nu punem etichete pe biserică în mod corect, nu punem etichete pe cei de lângă noi în mod corect. Avem la un moment dat exagerările noastre și nu lucrăm cu dreptate. În momentul în care te-ai așezat în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu începe să-ți arate eticheta ta corectă, începe să-ți arate cine ești tu de fapt. Îți spune Dumnezeu și zice așa, uite, pe eticheta ta scrie următoarele. Ești un om bun, ești familist, ești un om care nu minți, ești un om care nu fur, ești un om care, ce știu, eu, nu în nopțile unde nu trebuie. Asta scrie pe eticheta ta. Și așa e. Și Dumnezeu în dreptatea lui spune și el, da mă, toate astea sunt reale. Și tu știi partea asta de etichetă. Și spui, stai mă, că eu nu mint, eu nu fur, eu nu umblu nopțile, eu sunt familist, eu nu am spart casa lui nimeni. Și începi să te simți foarte bine. Da, e eticheta ta. Numai că diavolul ți-o arată numai pe asta și nu-i drept. Dumnezeul cel care lucrează cu dreptate, ca să nu te dezechilibrezi niciodată, vine și ți arată eticheta ta corectă. Și spune așa, pe eticheta ta scrie că ești familist, că nu furi, că nu minți, că nu umbli nopțile, dacă s-ar opri Dumnezeu aici n-ar fi drept. Dar Dumnezeu în dreptatea lui continuă și spune, toate astea sunt bune, dar e o problemă gravă, de exemplu, dușmănești. Și Dumnezeu care e drept niciodată nu te lasă în ceață. Noi ca și oameni lucrăm într-un mod nedrept cu cei de lângă noi. Îi luăm pe prietenii noștri și spunem, bă, tu ești de treabă, ești bun, când bine, predici bine, ești un om extraordinar, dai bani, faci de toate. Și spunem toate astea, e prietenul meu, trebuie să-l ridic tare, să rămână el așa cu entuziasm. Dar asta nu înseamnă că lucrez cu dreptate cu el. Trebuie să am curajul să-i spun, prietene, toate astea sunt bune, tu mergi la biserică când te rogi, dai bani la săraci, dai o mare problemă, ești un mincinos notoriu. Și asta nu mai spune.

Și lăsăm pe oameni să se ducă în iad și să se dezechilibreze la un moment dat. Pentru că când omul își vede doar jumătate de etichetă, stă în fața situațiilor în care îi bat genunchii ca la Habacuc și trebuie la un moment dat să ia o decizie. Știți ce vine prima dată în minte? Lucrurile care îl îndepărtează de Dumnezeu, care nu îi le-a spus nimeni. Lucrurile care pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Păcatele care nu îi le spus nimeni. Că toată lumea lucră și numai cu jumătăți de etichetă. Și în loc să stea omul cu fermitate în fața încercării, nu se poate agăța de bunătatea și de credință. Că aduce aminte, bă, stai că eu sunt mincinos. Eu mint în fiecare zi de îngheața apele și vara. N-am nicio șansă. Și dintr-o dată omul care trebuie să rămână cu echilibru, e dezechilibrat. Dumnezeul cel drept pune pe om eticheta corectă și arată la om cine este el de fapt. O zis către mine un tânăr, părinții mei căsătorit, e băiat mare, cu familie, la rândul lui, cu copii, o zis, părinții mei n-au lucrat cu dreptate cu mine. Bă, și eu oarecum am iritat că-i cunosc viața, îi cunosc părinții. I-am zis, bă, la 18 ani ai avut porș, alții tânjesc după dace, când apare câte un telefon nou, ție ți-l cumpără mai ta cu taică, o haine de firmă, îmbrăcat stoc din cap până în picioare. Cum pe nu s-or comporta cu dreptate cu tine? Ai avut ce alții nu mă visează să aibă și tu să spui, părinții mei nu au fost drepți cu mine. Și el a zis, da, părinții mei nu au fost drepți cu mine. Părinții mei mi-au arătat tot timpul doar jumătate de etichete. Au zis soțul căl mama de pruncă, ăsta e bun, ești de treabă, ești cel mai frumos, ești extraordinar. Ca cine pruncul mama? O zis, o mințeam pe mama și mă prindea. Și niciodată nu mi-au zis, pruncule, tu minți și mergi rău, oprește-te din asta. Eticheta de mincinos, mama nu a pus-o pe mine. Și păcatul ăsta m-a urmărit. Îmi min soția în fiecare zi, fetița noastră în spital, vreau să mă rog ca Dumnezeu să o vindece, îți dezechilibrat, nu mai pot. Pentru că Dumnezeul ăsta drept pune pe om eticheta corectă și se poate vedea omul. Uitați-vă la oameni care vin la biserică, eu vin la biserică tot timpul, mă. eu nu lipsez niciodată. Eu cânt acolo, cânt acolo, cânt acolo. Și el, e, e o etichetă care scrie asta pe eticheta lui. Dar dacă ar sta sub dreptatea lui Dumnezeu și sub radiografia lui Dumnezeu, ar vedea omul că cu toate astea e gol. Sec! Că nu mai varsă o lacrimă, că nu mai are empatie, că nu mai are milă, că în el nu se mai naște nimic bun, că e doar o stană de piatră care se așează pe un scaun, care cântă tare, care strigă tare, care zici un aleluia tare, dar de fapt în fundamentul vieții lui și în străfundul inimii lui e sec și gol. Dacă ar sta sub dreptatea lui Dumnezeu, i-ar arăta Dumnezeu. Bă, tu vii la biserică, bine faci. Când bine faci. Te rogi, dar vezi că ești gol. Și omul ăla când stă în fața situației complicate, la un moment dat e dezechilibrat. Că nu și au mai văzut starea. Nu poate să stea cu fermitate. Hai să vă citesc din Biblie. Efeseni, capitolul, Apocalipsa, capitolul 2. Îngerul lui din Efes scrie. Fiți atenți la versetele astea. Iată ce zice cel ce ține șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfenece de aur. Fiți atenți, versetul 2. Știu faptele tale, osteniala ta, răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși, dați mai departe, știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina... Nu... Bă, cine mai suferă, mă, din pricina lui Hristos, mă? Că dacă îți dă un opalm afară și zice că ești pocăit, în secunda a doua ai chema poliția. Cum s-o dea el în mine, bă? Bă! Dacă îți zice unul, bă, vezi că cam dai cu boltă. <laughs> bă, cum s-o se ia de mine? Suferi. Mamă, ce suferință! Ăștia au suferit. Bă, ăștia au suferit. Dumnezeu zice că pe eticheta lor scrie suferință pentru numele Lui. Au ce zice Domnul? Și n-ai obosit, bă, încă n-ați obosit. Dacă s-ar fi oprit Domnul aici, ar fi fost nedrept. S-ar fi dus în iad, crezând că merg bine. Dar Dumnezeu niciodată nu se oprește la jumătate de etichetă. Numai diavolul se oprește la jumătate de etichetă. Să te facă să crezi că tu ești bine și în fața încercărilor să fii foarte dezechilibrat. Dați un pic mai departe. Dar ce am împotriva ta, uite ce mai scrie pe eticheta ta, că ți-ai părăsit dragostea din tăi. Pentru că, oameni buni, când omul fuge de Dumnezeul cel drept, își vede eticheta după propria lui inițiativă. Toți, mă, că toți o zis de treabă. Toți o zis că bun. Toți o zis că eu sunt Ei vine Dumnezeu și spune, prietene, stai puțin. Eu sunt un Dumnezeu drept, așează-te sub dreptatea mea, pentru că vreau să-ți arăt o adevărată etichetă. Tot zic că ești pocăit, eu vreau să spun că ești nepocăit. Mai ai de schimbat aia, 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 Aia Pentru că dacă nu te uiți la adevărate Etichete să schimbi tot ce trebuie schimbat În momentul în care stai în fața încercărilor Repet încă o dată, ești dezechilibrat Tu nu mai stai cu fermitate Dumnezeul meu le controlează pe toate Nu mai stai Auziți, ce a zis Isaia Intră Isaia în templu Și când intră Isaia, fără, să, fără a jigni pe nimeni Nu ne putem compara cu Isaia Sau cu David, niciunul dintre noi prorocul lui Dumnezeu intră în templu. Slava lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu. În anul morții împăratului Ozia zice Isaia, am intrat în templu, am văzut pe Domnul, era dreptatea lui Dumnezeu acolo. Ascultați ce zice Isaia, vai de mine! Sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă bine, omul omul care se așează sub dreptatea lui Dumnezeu se vede așa cum este el. Dacă Isaia era român, zicea, mm, aș că totuși o bine. Mai zicea, nu fost român. A intrat acolo și a zis, a stau sub dreptatea lui Dumnezeu. Uite de fapt care e starea mea. Locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Îl ia Domnul pe Ezechiel și îl duce în Valea Oaselor Uscate. Ezechiel, hai să-ți arăt. Zice, m-am plimbat de jur în prejurul văii, face specificarea asta ca să priceapă bine și iată că toate erau uscate de tot. După ce au văzut că sunt toate uscate de tot, asculte și spune Domnul, Ezechiel, asta e toată casa lui Israel. O să ia cu care ai cântat ieri. Cum bă, că i-au cântat ieri? or cântat, dar uite așa, uscați -s. Păi au fost și o prorocie. Bă, o fi fost, dar sunteți uscați. Toți, cu ăla care o prorocit în frunte. Pe bă, dar ne-am rugat. Bă, eu nu știu ce ați făcut, dar sunteți uscați. Uite, asta e toată casa lui Israel. Am văzut biserici și oameni, comunități, care doar pentru faptul că produceau în biserică o atmosferă frumoasă, ei credeau că asta e totul. Uitau că pe etichetă trebuie să mai scrie iubire față de semeni, mână întinsă la nevoiaș, empatie și dragoste pentru cei care trec prin încercări. Uitau de toate astea. Era bine că era fain la biserică. Pe eticheta lor scrie atmosferă frumoasă la biserică, dar nu era de ajuns. În momentul în care nu stai sub dreptatea lui Dumnezeu să te vezi cine ești tu de fapt, ascultați-mă, în momentul ăla, ca și om, mergi într-o nebunie a ta, văzându-ți doar o jumătate de etichetă, când vine încercarea, te dezechilibrezi. Că lucrurile care nu schimbate, vin să te atace. Nu mai roagă-te dacă poți. Că dacă tu nu ești, nu ești conștient De faptul că ești dușmănos Mai roagă-te când vine încercarea Că prima dată vă spuneam azi dimineață Povestea cu fetița Hai să vă finalizez Când am ajuns acasă După toată povestea aia cu bomboana Cu fetița, cu toate cele Primesc un telefon de la o mamă o zis, frate Alin, te cunosc numai de pe internet, suntem în ambulanță, plecăm spre spital, copilul meu de 12 ani s-a oprit ambulanța de două ori sau de trei ori pentru faptul că a intrat în stop cardio. Era o mamă disperată la telefon, te rog, te rog, roagă-te lui Dumnezeu, anunță biserica, te rog, fă ceva. M-am pus pe genunchi acasă, știți care mi-a fost primul gând care mi s-a așezat aici? Povestea cu aia mică, și m-am întrebat așa, dacă eu aș fi avut acțiunea aia greșită și aș fi avut o atitudine cum n-ar fi trebuit, aș mai fi putut eu să mă rog liber? Nu, mă blocam. Pare că atunci când mi-am dat seama că am adus cinste și onoare în numele Lui Dumnezeu, având o atitudine frumoasă, am prins un curaj în rugăciune și am zis, Doamne, ajut o pe mama aia să nu-și piardă copilul. Am sunat-o înapoi și am zis, stimată soră, totul va fi bine. m sunat la spital, copilul și-a revenit, toate lucrurile au intrat într-un normal. Mi-am dat seama ce mult contează să-ți vezi starea, să vezi cine ești. Sunt prea mulți oameni care stau sub dreptatea lor și zgoi, goi, prin biserici, prin comunități, prin familii, tați, goi, mame, extrem de, de, de golite de prezența lui Dumnezeu tineri și tinere goliți de prezența lui Dumnezeu, care văd doar un anumit lucru. Eu merg la biserică, eu citesc din Biblie, da, toate astea sunt bune. Dumnezeu te apreciază pentru toate astea. Dar Dumnezeu vrea să te așezi sub dreptatea Lui, să-ți arate tot cel mai mic detaliu. Noi de multe ori, pentru anumite chestii, o trecem cu vedere. Ia uziți, dacă voi plecați mâine la o întâlnire din aia pompoasă cu Scholz, și la un moment dat îți dai seama că ai aici așa o pată de cafea pe, pe cămașă. Care dintre voi mai meresc cu cămașa aia? Viac! Viac! Te duci acasă, o schimbi, te rogi de unul, de -a, bă, dă o cămașă, cât părți, 4-6, dăm coașe, dă cămașa, nu contează, dă să o iau pe mine, nu se poate să mă duc. Dar de ce? e o mică pată. Restul cămașii e albă, toată, toată e albă. Păi un pic de pată, care e problema? Nu te duci. De ce cred oamenii și se înșală că în cer, cu mica aia pată, se intră? Nu. Te dezechilibrează. Nu mai poți să stai cu acea siguranță a mântuirii, cu fermitate, voi ajunge în cer. Pentru că stai sub dreptatea ta, nu sub a lui Dumnezeu, să-ți arate în detaliu tot ce ești tu. Știți de ce nu mai sunt lacrimi prin biserici? Știți de ce voi nu mai plângeți? mai la câte o tragedie sau cum vă spargeți telefonul, <laughs> când se blochează Instagram-ul. <laughs> eu fac ceva că trebuia să-i scriu. Numai, știți de ce nu mai plângeți în rest? Pentru că stați sub dreptatea voastră. Și nu vă vedeți adevărata stare. Dacă omul și-ar vedea, dacă Isaia și-a văzut adevărata stare, era prorocul Domnului și-a zis Isaia, vai ce-am zice noi din generația asta? Ascultați ce se întâmplă în al doilea rând când omul se așează sub dreptatea lui Dumnezeu. În al doilea rând, când omul se așează sub dreptatea lui Dumnezeu, în primul rând își vede starea, în al doilea rând, atenție, Dumnezeu în dreptatea lui îi dă omului șansa pocăinței. Știți de ce o dă? Că e drept. Fiți atenți. Petru a fost atenționat. Băi, eu dacă iau pe un om și spun, bă, te rog frumos, nu lua mașina fără permis că te oprește poliția. Și poliția îl oprește pe ăla, Știți care e prima noastră reacție? așa trebuie, mă. Dar bine că te-a oprit. Făceai și o prostie. Petru a fost atenționat. Vine așa, Domnul, Petre, Petre, satana a cerut să vă cearnă de eu, am rugat să nu ți se piardă credința, Petre, să rămâi sub autoritatea și dreptatea lui Dumnezeu. Și Petru, bă, ăsta zici că era din România, Doamne, eu vin cu tine, nu mă las, așa fac și ai noștri, eu sunt cel mai tare, eu nu mă cunoști pe mine, cât te iubesc eu, eu mă țin de tine. Bă, Domnul să a uitat la jos, zis, Petre, las-o mai mare. La un moment dat, Petru se leapă de într-un mod foarte rușinos. O femeie în vremea aia nu avea nicio valoare, nici drept de vot, nici cuvânt. Să fii portărița de la ușă era cel mai de jos uh, acțiune pe care putea să aibă o femeie. Putea să zică femeia aia că l-a văzut pe Petru cu un elicopter, că nu credea nimeni, era cuvântul unei femei în drept, în cuvântul unui, unui bărbat. Cu toate Petru putea să nu bag pe asta, mai strigă după el, te cunosc, ești de-a lui, tu ești de-a lui. Putea Petru să că bă, femeie, tași din gură și vezi de treabă. Aia se oprea. Petru, în fața unei astfel de situații, se leapădă, se de, nu-l cunosc, să blastă, mă să jură, nu-l cunosc, nu știu cine îi, nu nu-l nu, am văzut în viața mea, acum îl văd și eu prima dată, am venit și eu să văd cine îi. Ce am zice noi ca oameni, ce ar fi meritat Petru, așa o palmă din cer. Petre, pe păi ce ți-am zis cu două zile? N-ar fi meritat Petru așa o scutureală bună. Alții ar zice, bă, un trăznet, să țină minte, dar uitați-l pe Dumnezeu. Petru era sub dreptatea lui Dumnezeu, chiar dacă era într-un context greșit. Dar fiind sub dreptatea lui Dumnezeu, imediat o putut să-și vadă starea. Când imediat și-o văzut starea, a început să fugă la pocăință. O zis, Dumnezeu nu m-a trăznit, Dumnezeu mi-a dat șansa pocăinței. Uite ce drept e Dumnezeu cu mine. Ca să nu pot să zică Petru, Doamne, mie nu mi-ai dat șansa să mă pocăiesc, cum am păcătuit, cum ai lovit. Diavolul zice, fugi de Dumnezeu ăsta drept, că l-ați dat șansa pocăinței. Fugi mai bine. Pentru că noi am spune, bar fi meritat pentru o la bună. Dumnezeu nu. El fiind sub dreptate, văzându-și starea, a ieșit afară și a plâns cu amar. Știți de ce oamenii nu mai transpiră când mint? pentru faptul că nu sunt sub dreptatea lui Dumnezeu. Omul minte, minte cu nonșalanță, ne fiind sub dreptatea lui Dumnezeu, nu-l mai mustră nimic, nu mai poate să-și mai plângă păcatul și merge înainte așa. Păi minte câte unul și nu are nicio treabă. N-are nici cel mai mic regret. Pentru el e o normalitate. Petru și-a plâns plânsul pocăinței pentru că Dumnezeu i-a dat șansa pocăinței ca să nu poată să spună Petru cu mine n-ai fost drept, Doamne. Aduceți-vă aminte de cei din Inive. Cei din Inive, la un moment dat, Biblia zice că nu, nu, cunoște, nu, nu deosebeau stânga de dreapta. Bătă de toloma erau ea. Îți dai seama că te duceai cu unul din Inive să dai mâna cu el și îi dădea, mă, nu mă cu aia la altă. Nu, cât din cuiați erau ea. Intră la un moment dat Iona de la semnul ăla fără linie roșie la intrare în oraș până la semnul la cu linie roșie, arată că s-a gătat cetatea, strigă, încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. Încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. Nu au zis niciun dacă, niciun parcă, bă, au fost direct. Au fost doar o sentință care urma să se scurgă timpul și ea să fie pusă în aplicare. Încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. Bă, unii dintre acolo au zis, bă, băieți, ce mai aveți prin cămară? Mâncăm bine, bem bine, dormim bine, mai povestim, mai jucăm o un șah, mai facem ceva, să gata 40 de zile, să o găta viața cu noi. Bă, dar unul dintre tolomacii ăia, care cu tot respectul pentru generația noastră au fost mult mai deștepți decât mulți din 2024, unul din tolomacii ăia au zis, bă, ce drept și bun e Dumnezeu cu noi. Bă, tu ai luat o razna, unde vezi tu bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu? Cum e drept și bun Dumnezeu cu noi? O că încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. Unde vezi, mă, tu bunătatea și dreptatea? Tolom acolo care nu știa care e stânga și care e dreapta zice în felul următor. Mă, pentru tine ce înseamnă încă 40 de zile? Are nevoie Dumnezeu de 40 de zile să ducă artileria grea în cer? Are nevoie de 40 de zile Dumnezeu să facă plan de atac cu ce să-i omoare pe aia din Ninive? Nu! Era dreptatea lui Dumnezeu în care le-o dat timp să se pocăiască ca nici Ninive să nu poată să spună Doamne, no, nu, nu ne-ai dat timp să ne pocăim, n-ai fost drept cu noi. Am aflat numai sentința, am aflat că suntem răi, ne-am ne pus sub dreptatea ta, ne-am văzut viața, ne-am văzut starea, dar nu ne-ai dat timp să ne pocăim. Și Dumnezeu Dumnezeu ca să nu fie acuzat de nedreptate. O zis, uite, sunt drept și cu voi. Dacă o să-i dau și la Petru un viitor șansa, dacă le-am dat și la oameni de pe vremea lui Noe, în care Noe striga oameni buni, păcăiți vă Am de zile construind bătrânul Noe Corabia. Era dreptatea lui Dumnezeu pentru oamenii ăia. Mai apoi o veni potopul. O zis, Dumnezeu, uite, ca să nu mă acuzați de nedreptate și vouă vă dau șansa pocăinței. Acele 40 de zile. Era dreptatea lui Dumnezeu în în bunătate. Și ăștia iau sacul, iau cenușa, să pun sub dreptatea lui Dumnezeu și zic, bă, noi chiar praf. Bă, noi suntem chiar dezastre. Hai să ne pocăim. De la împărat până la ultimul animal din cetate, s-au pus sub dreptatea lui Dumnezeu și și-au văzut starea. Și-au valorificat ziua pocăinței. În loc să fiu o cetate dezechilibrată și sfărâmată a devenit o cetate cu fermitate și cu echilibru. Ascultați ce mult echilibru le-a dat Dumnezeu. Zice așa că sfinții vor fi judecați de cei din Ninive. Păi voi vă dați seama? Eu făcut Dumnezeu niște oameni care îi vor judeca pe alții, tolomacii ăia care nu știau să deosebească stânga de dreapta, cu cât echilibru au devenit. Pentru că s-au pus sub dreptatea lui Dumnezeu și la un moment dat au valorificat ziua pocăinței. Întrebarea pentru voi astăzi și pentru noi, câte, câți ani a dat Dumnezeu până astăzi ca omul să se pocăiască, ca să nu poți să spui, Doamne, cu mine n-ai fost drept. O să vină cineva și o să mă întrebe la final Și ca să nu vină, vă explic acum Dar ce o să zici de Anania și Safira? Că acum ori mințit, cum eu o trăznit Hai să vă explic Anania și cu Safira unde au făcut planul? Acasă De acasă până la apostoli Le-o dat Dumnezeu timp Să zică, bă Anania Vezi că noi suntem dezechilibrați rău Stai să ne oprim că noi mințim Voi credeți că de acasă până la apostoli Ăștia n-au știut că mint? Nori știut, bă, stai puțin, că nu suntem bine. Nici Anania și cu Safira nu vor putea să spună, cu noi n-ai fost drept. Că și lor le a dat Dumnezeu timp să-și reanalizeze viața. La un moment dat citeam o poveste interesantă că un, priot, un cardinal francez a fost mutat din o parohie mare într-o parohie mai mică, dar pentru că era un cardinal foarte bun, un preot foarte bun, parcă toată Franța a devenit parohia lui și au venit mulți ca să se spovedească la el. Au venit două categorii de oameni. Prima categorie. Plângeau săracii din mașină. Părinte, am venit să mă spovedesc. Da, ce ai făcut, mă, fiule? Părinte, trebuie să spun că am mințit. O venit un prieten să înceară ceva, i-am spus că nu am dat două din alea. Am mințit, n-am vrut să-i dau. Mă mai poate ierta Dumnezeu. Bă, și plângeau ăștia pe bune. Mă mai poate ierta Dumnezeu? Mai vine câte o femeie, părinte, te rog, am venit să mă spovedez, da ce ai făcut? I-am zis la bărbatul meu că m-am certat cu el să plece să mai vină când îl chem eu. Mă, n-ai na, făcut bine, n-am făcut bine, părinte. Mă mai poate ierta Dumnezeu? Da, poate. După ce se spovedeau ăștia și plângeau în hote, preotul le zâmbea, îi lua în brațe, îi strângea bine și le spunea, du-te acasă că totul va fi bine. Dar vine acea de-a doua categorie. Eu le-am zis la câțiva prieteni mei, bă, când am citit povestea asta, am crezut că atunci ați ajuns voi în Franța. Vinea cea de-a doua categorie de oameni, fiți atenți. Ăștia vineau, relaxați. Părinte, am venit să ne spovedim. Hai să vedem voi unde, voi unde faceți parte. Fiți numai sinceri. În prima categorie care plângeți până găsiți un pastor să vă spovediți la prima greșeală sau asta de-a doua. Părinte, de drept cât de mult am vrut să vină, dar n-am apucat până acum chiar așa e important să ne spălăm păcatele. E drept că, de mult am vrut să vin, auzi părinte, am venit să spun că am mințit. Am te uitat așa ură la mine, că cine nu minte astăzi? Am te uitat ură pe tău, ce, dumneata, n-ai mințit vreodată? Părinte, trebuie să vin să spun că am bârfit. Și de dai seama că părintele face poate ca mine. Cum să fac? Un te că ați bârfești fără să-ți dai seama. Un te uita, toată lumea bârfește astăzi. Mai vezi unul care nu bârfește? Părinte, mai am un păcat mare, am un plus, un minus. Auzi minusul, îl dușmănesc pe unul, nu-l suport. Nu-l suport, părinte. Dar tai, în te uită că am și aici un plus. Nu-i arăt. Povestea asta spunea că după aia, după astfel de spovedanie, preotul începea să plângă în hohote. Și ăștia, ăștia erau șocați. Bun, dar de ce plângi prăutul în hode Dar de ce plângi, părinte? O zici, Dumnezeu e drept și bun cu tine. Ți-a mai dat șansa pocăinței ca într-o zi să rămâi cu echilibru. Și pentru că nu-ți plângi tu plânsul păcatelor tale, cineva trebuie să-l plângă. Și uite, încerc eu astăzi să-l plâng pentru tine. Voi înțelegeți că. În momentul în care nu stai sub dreptatea lui Dumnezeu, ești foarte dezechilibrat, pentru că nu valorifici șansa pocăinței, pentru că nu valorifici dovada faptului că nu mai scapi o lacrimă, pentru tine nimic, totul e sec, totul e gol, totul e abureală, totul mere din inerție. Dar vine momentul ăla când trebuie să stai în fața încercărilor și să, să rămâi cu fermitate. Dumnezeul meu rămâne același. Când te așezi sub dreptatea ta, dezechilibru bate la ușă când te așezi sub dreptatea lui Dumnezeu să-ți starea, să te pocăiești în fiecare zi. În fiecare zi să-ți ceri iertare. În fiecare zi să-ți starea să fii mai bun. În fiecare zi să zici, Doamne, eu trebuie să fac mai mult și mai mult. În fiecare zi să lupți pentru onoarea lui Dumnezeu. În fiecare zi să valorifici în o zi de pocăință. în o zi de pocăință. Pentru că atunci când vine încercarea, omul care își vede starea și și o clarifică, omul care valorifică pocăința, rămâne sub bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu. În ultimul rând, știți ce se întâmplă când cineva se așează sub dreptatea lui Dumnezeu? Își vede starea, valorifică ziua pocăinței și ascultați ce face Dumnezeu, cât e de superb. Când cineva își vede starea, când cineva valorifică ca și Petru și are puterea plânsului pocăinței, Dumnezeu, pentru că e drept, nu-i mai aduce aminte de păcatele lui. Sunt părinți care își nenorocesc copiii la nivel mental. Îl iartă, nu-i face nimic, dar într-una îi zice, ai grijă, o zis unul către mine, i-aș fi rupt degetul la tata. Tată, viața mi-l arată, ai grijă, nu, ai grijă, că știi ce ai făcut ieri. Știi tu ce ai făcut alaltă ieri? Știi tu? Și toată copilăria mea a fost sub o amenințare continuă a lucrurilor care m-au iertat. Dumnezeu nu face așa. Ce superb e Dumnezeu! Pe cum să nu rămân în echilibru când știu că Dumnezeu nu mă amenință, nu mă șantajează cu trecutul dacă mi-am cerut iertare de El și m-am lăsat? Zice Biblia că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ni le ierte. Mi le-a mărturisit, am valorificat ziua păcăinței, Dumnezeu e credincios și drept și mi le iartă și El nu mai vine ca să-mi scoată ochii cu păcatele trecutului meu. Ascultați ce face Dumnezeu. Înviază Iisus Hristos și se întâlnește în grădină cu niște femei. Le spune așa, mergeți în Galileea și spuneți-le ucenicilor că am să mă duc să mă întâlnesc cu ei. Stați un pic, stați, stați, nu vă grăbiți. Să-i spune și lui Petru Doamne, nu pe Petru, că pe ăla știm noi. Știi ce a făcut Petru? Stai să spun. Uite, Petru s-a lepădat de tine, Petru s-a jurat că nu te cunoaște, Petru a zis, nu știu cine e Iisus Hristos. Uite, asta a făcut Petru. Mă, și la Petru am zis. Voi nu știți că Petru știu să valorifice ziua pucăinței. Hai, spuneți și la Petru. Ori pleca femeile, astea le zis, stăteau toți ucenicii adunați acolo în casă de frica iudeilor cu ușile închise și surpriză, Domnul intră prin perete, Nu când au văzut pe Domnul, șocați, Petru știa Petru ce-a făcut. Dar știa și plânsul care l-a avut. Dar logică, Petru ofistat, am o fi stat așa, mi-am imaginat-o șocat când l-a văzut pe Domnul. Și vine Domnul Matei, capitolul 28, cu ultimul verset. Uitați-vă la Matei 28 cu ultimul verset. Vine Domnul și când intră Domnul acolo, se uită la, la toți, la ucenicii, scanează pe toți, se uită la Petru, se uită la, se uită la, toată lumea și vine Domnul și spune așa, Matei 28 cu ultimul verset, fiți atenți. Merge, zice, și învățați dați un verset mai dinainte. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Și Petru, săracul, stă cu capul în jos și eu, Doamne, și tu, Petre, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, Petru săracul și eu, Doamne. Dar Domnul putea să intre acolo, că dacă era din România Dumnezeu, zicea, Petre, a venit un pic să discutăm ceva. Fii atent. Bă, să nu uiți în viața ta ce ai făcut, cum te-ai lepădat în ultimul hal, ascultă-mă bine, dacă tu mai faci odată așa ceva, bă, omule, cum ai putut, mă, Petre, să faci așa? Mă, Petre, dar nu te-am avertizat, mă, Petre, mă. Dar nu ți-am spus eu cu câteva zile înainte, mă. Bă, Petre, cum vrei să spun mai frumos, să-ți fac desene? Cum ai fi vrut să-ți fac? Mă, Petre, dar eu te-am avertizat, mă. O, da, Cristos o face așa. O intrat acolo frumos, văzându-i pocăința lui Petru, văzându-și Petru starea și zice botezației în numele Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt și Petru zis și eu Doamne și tu Petre. Uitați, dați mai departe. D Dă versetul 20 și ascultați. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și Petru săracul poate să se simțească și eu Doamne și tu Petre învață-i să păzească, nu-i lăsa. Tu știi ce devii, Petru? O piatră puternică. Auziți. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. Și Petru zis, și cu mine, Doamne, și cu tine, Petre, și cu tine. Ascultați-mă, fiți foarte atenți. Partea superbă și extraordinară la Dumnezeu, care te ține într-un echilibru frumos și impecabil, e că atunci când te-ai așezat sub dreptatea Lui, atunci când ți-ai văzut starea și ai început să rezolvi fiecare bucățică care nu-i bună, când ai avut puterea plânsului pocăinței și ai valorificat orice slujbă de biserică, ai valorificat orice moment în care poți să citești din Biblie. Ai valorificat orice moment în care poți să te rogi lângă un astfel de om, Dumnezeu coboară, în plânsul lui Petru, Dumnezeu îl ridică și vine aici și spune, Petre, voi fi și cu tine până la final. În fiecare zi, în fiecare zi. Dar nu o să-mi scoți ochii că m-am lepădat. Nu. Nu o să fii prima dată să spui, Petre, te ajut, numai să nu ce ai făcut. Domnul zis, nu, Petre. Vei rămâne mereu încredințat că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Vei trece prin închisoare, vei trece prin valuri, vei trece prin momente grele. Nu o să te dezechilibreze nimeni, Petre, dacă mergi așa, pentru că Dumnezeu va rămâne lângă tine. După ceva vreme, Domnul pleacă, Petru continuă lucrarea și intră în pușcărie. Nu, no, asta mi-o trebuie mie, Doamne! Să stau aici în pușcărie, că tu ai zis să mă duc să-i botez pe ăia, să-i învăț. Și uite ce îmi dai tu, pușcărie, îi drept? Dar Petru nu a făcut așa. Pentru că un om cu fermitate și cu echilibru rămâne neclintit când orice vale coboară suveranul. Zice Biblia așa, în toiul unei nopți, îngerul Domnului îl ghiontește pe Petru. E un cot, ia imaginații, vă stătea Petru acolo în lanțuri, Două straje aici, doi soldați aici, doi mai în față, stătea Petru în Lanțuri și vine îngerul și dă un cot. Să trezește Petru, ce face îngerule? Băi, am venit, cine ești tu? Dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu. O zis Dumnezeu că ar fi nedrept să te lase aici tot timpul. O zis că trebuie să vin să te scot de aici. Păi cum? Că trebuie să cadă lanțurile, să nu cadă lanțurile astea, îngerule, că m-au bătut ăștia când m-au băgat aici. Te rog eu să nu cumva. Și la un moment dat îngerul se uită, o fi zâmbit îngerul, permiteți imaginației mele și dintr-o dată puf, cad lanțurile. Noi a luat voi o cutie de lanțuri, și duceți-le la urechile unui care, unuia care doar numai să fie pocăit, că de nu vă bate când se trezește de numai. Dați cu ele de pământ la urechile lui să vede se trezește sau nu. Cad lanțurile, ăia dorm buștean. Se uită, se uită, îngerul la Petru. Petre, îți mai aduce aminte ce ți-a promis Domnul că va fi cu tine? Dumnezeu nu m-a trimis să scot ochii la, de păcatele care le-a iertat. Dumnezeu a venit ca să spună că el se ține de promisiune. Și acum a venit vremea încă o dată să vezi că Dumnezeu este cu tine. Putu să rămână cu echilibru Petru? Da. Nu fiți atenți. O pleca Petru cu îngerul Doamne, cât mi-am imaginat scena asta. O pleca Petru cu îngerul și la un moment dat trebuiau să meargă la cea de-a doua strajă. Le-am imaginat pe Petru tiptil, pe vârful, pe îngerul, încet, încet, că i-am urbătut mai tare că ăștia alți. Duce încet, nu fă gălăgie. Merg cumva încet pe lângă soldații aia la alți. fi întors în jos. Petre, Tată, nu mai știi ce ți zici, zis Domnul că va fi cu tine. Hai mă, dată, mă! Biblia zice așa, au trecut și cea de-a doua strajă. Și ăia dormeau bușteni. Pentru că era promisiunea lui Dumnezeu. Petru, eu nu-ți scot ochii cu privire la păcatele iertate. Ar fi nedrept să te șantajezi cu asta. Știi ce e drept, Petru? Să mă țin de promisiunea făcută. Când se activează credincioșia și bunătatea lui Dumnezeu, voi fi cu tine până la final, Petre. Dacă trebuie să fiu cu tine până ieși din închisoare, eu sunt cu tine până la final. Trec și cea de-a doua strajă. Bă, surpriză că ori ajuns la ușa de fier. Ușa de fier, zice Biblia. Eu am crescut într-un bloc construit de comuniști, ăștia care sunteți pe aici de mult, poate nu le nu știu, Erau uși de aia grea, grea de fier. La parter aveam o vecină care în fiecare zi își făcea somnul de frumusețe la amiază. Noi stăteam la etajul 4, șase copii. Când intram pe scara blocului, că avea și un arc din ăla care o trăgea tare, noi uitam de ușă, că intram în scara blocului, uitam de ușă, ajungeam pe la etajul 1 și zbam, când tră să trântea odată ușa. N-apucam să ajungem la etajul 2. Că vecina noastră deja eșa. Care sunteți, mă? Cam așa a fost copilăria mea. Eram deja trachetă pe la etajul 4. Când s-a inventat termopanul, i-am zis că e cea mai mare invenție de pe planetă. Că nu noi acum trântim și noi ușa și nu mai aude nimeni. Nu imaginați-vă pe Petru. În fața ușii de fier. Că o ușă de fier când se deschide, se închide, se aude. Îngerule, când deschizi ușa, când pui mâna pe clanță, ăștia se trezesc, mă bat bine, tu zbor de unde ai venit și o rămân să-mi par bătaia singur. Asta mi-o trebuie mie. Mă, Petre, tu înțelegi că dreptatea lui Dumnezeu se ține de promisiune? Bă, rămâi mă în echilibru, mă! Rămâi mă cu fermitate, mă, că Dumnezeu e același! Ascultați ce zice Biblia. Ușa de fier s-a deschis fără de ajutorul vreunei mâini omenești. Petru a fost primul care a văzut ușile culisante de la OMV. O zis, uite, cam așa o să se deschidă în viitor. O ieși Petru afară și o zis cu adevărat, acum a cunosc că Domnul l-a trimis pe îngerul său. În momentul în care te așezi sub dreptatea lui Dumnezeu, vei rămâne în echilibru tot timpul, că atâta timp cât îți vei starea, tu știi să te pocăiești în fiecare zi. Când e sub dreptatea lui Dumnezeu, nu ratezi nicio zi în care te poți pocăi, nicio zi. Și când ești în sub dreptatea lui Dumnezeu și te-ai pocăit, el se ține de promisiuni. Și acum eu vă întreb, un astfel de om rămâne în echilibru, rămâne cu fermitate, rămâne. De aceea în seara asta voi sunteți aici ca să nu puteți să spuneți, Doamne, cu mine n-ai fost drept, mie nu mi-ai spus ce trebuie să fac. Nu o să mai puteți să spuneți. În seara asta Dumnezeu v -a spus, de dimineață v-a spus, acum seara v-a spus. Știți ce mai urmează? Să se mai găsească oameni care să mai pună în aplicare voia lui Dumnezeu. Pentru a rămâne în echilibru e cât se poate de important ca în fiecare zi să faci perfecta voia lui Dumnezeu în fiecare moment al vieții. Închei și apoi vreau să cântăm o cântare împreună, o cântare frumoasă. Știi ce zice cântarea asta? Învață-mă să înfăptuiesc o Doamne, voia ta mereu. Știi? O știi. Are refrenul la superb cu voia ta, voia ta. În urmă cu câțiva ani, Dumnezeu alege să o ia pe mătușa mea dintre 10 copii la 38 de ani. A fost o durere pentru noi. Patru ani mai târziu, aceeași familia unchiului meu au stat lângă sicriul copilului lui de 17 ani mort într-un accident rutier. Dar în ziua mormântării lui Cosmin și a lui Vlad, pentru că au murit doi tineri, Cosmin și Vlad, Cosmin 17 ani și Vlad 21 de ani, Dumnezeu dădea o lecție superbă. Copiii ăștia, Vlad era singur în familie pocăit, student. Cosmin, era da, dintr-o familie cu un tată miner și cu încă nouă frați acasă, rămași fără mamă. O duceau greu. Dar în ziua mormântării lor, doi polițiști de la rutieră, de la poliția rutieră, plângeau de se scuturau de plâns. Și cineva au zis, îi cunoașteți pe băieți? O zis, nu. Ați fost voi la accident? Ei au vrut să depășească, o mașină din față nu au vrut să-i lase să depășească, s-au lovit frontal cu alta și au murit. O zis nu. Cu șapte zile înainte să moară, băieții ăștia au intrat în șapte zile de post. Pentru cauza unui prieten de-a lor care suferea de o boală rară, se sfărâma oasele în el. Și Cosmin cu Vlad a zis, noi nu putem să lăsăm pe prietenul nostru să moară și noi să nu facem nimic. Liderul de tineret a vrut să-i încerce. Într-una din zile s-a dus, i-a dus la restaurant și le-a comandat ceafă de porc cu cartofi prăjiți. Și i-au spus, poți să o mânci tu, dar noi mâncăm numai de seară. În sâmbătă în care au încheiat cele șapte zile de post, de sâmbătă până sâmbătă, au mâncat cu liderul de tineret și i-au plecat de la petrușan spre Hațe. nimeni nu știe de ce s-au dus acolo, nimeni nu știe ce au vrut să facă. Erau doi tineri cu minți, slujau în biserică, frumoși amândoi, Cosmin avea o voce superbă, cânta formidabil... La un moment dat, în ziua mormântării, cum vă spuneam, polițiștii care plângeau, cineva i-a întrebat, îi cunoașteți, nu a fost voi la accident? Nu. Dar de ce plângeți în halul ăsta? O zis, cu câteva zile înainte să fie accidentul, băieții ăștia doi au venit la noi. O zis, șeful ne-a scos afară din birou și o zis, mergeți în fața la magazinul Bila și stați acolo afară din mașină. Dar nu era trafic, era frig, o iarnă friguroasă, în 12 decembrie, au avut accidentul, era o iarnă friguroasă. Au zis, stați acolo lângă mașină. Și o să am stat eu cu colegul meu lângă mașină, zicea ăsta, tremuram de frică, și a fost ordinul. Băieții ăștia ne-au -or văzut, au luat două cafele calde, ori veni la noi și ne-au spus așa. Aveau vorbele la ei, erau copii deștepți. O zis, eu sunt student, o zis Vlad. Studenții niciodată n-au bani. Tot timpul le trebuie bani. Cosmin zice, eu sunt un copil dintr-o familie cu 12 frați. Nici noi nu avem bani mulți. Dar eu am avut 2 lei. Prietenul meu a avut 2 lei. Am cumpărat două cafele calde. Am venit să vi le aducem și să vă spunem Dumnezeu să vă binecuvinteze că ați ieșit să stați aici pentru siguranța noastră. Știți ce au zis polițiștii ăștia? Pe noi toată lumea ne înjură. Dar doi copii, doi tineri, care au produs un echilibru în mintea noastră, care au trăit cu fermitate și cu o așezare superbă, doi tineri, au avut curajul să ne aducă o binecuvântare. În clasa lui Cosmin, care era clasa 11 -a, colegii lui au umplut banca de flori și au scris un mesaj pe bancă. Prieten drag, ne vor lipsi momentele când ne luai în brațe și ne spuneai că totul va fi bine. Dar el a rămas fără mamă acasă. Avea 14 ani când a rămas fără mamă. Când mătușa mea doar într-o săptămână a plecat din lumea asta și au rămas 10 copii, cel mai mare 18 ani, cel mai mic 7 luni, David. Cu toate astea, pentru că trăia într-un mod de echilibru, sub dreptatea și autoritatea lui Dumnezeu, mergea și își lua colegii în brațe care, vezi, doamne, n-aveau hainele care vroiau, îi lua în brațe și spunea, lasă bă că o să ajunge o mare, tot o să fie bine. Tot el îi încuraja pe alții. Vlad, vă spuneam, era singur la familie și singur pocăit din casa lui. În ziua mormântării, părinții lui Vlad au zis așa, noi doi vom rămâne în biserica asta, și îl vom sluji pe Dumnezeul copilului nostru, și în zi de astăzi, în biserică. Pentru că fermitatea și echilibru, vă spuneam azi dimineață, întotdeauna lasă ceva frumos în urmă. Nu uitați să trăiți cu reverență. Nu uitați să vă supuneți poruncilor lui Dumnezeu. Nu uitați că avertizările nu s degeaba. Nu uitați că legământul trebuie păstrat. Să nu uitați niciodată că trebuie să vă vedeți adevărata etichetă. Să nu uitați niciodată că trebuie să valorificați ziua pocăinței. și apoi Dumnezeu se va ține de toate promisiunile făcute. Un astfel de om nu se dezechilibrează niciodată. Vă invit să stăm împreună ridicați. Haideți să cântăm cântarea asta acum la final și să-i spunem, Doamne, învață-mă să înfăptuiesc voia Ta în fiecare zi. Ascultați versurile astea extraordinare. Să nu pot altfel să trăiesc, de ar fi să piară trupul meu. Că vine la un moment dat refrenul acestei cântări, voia Ta, voia Ta, Doamne. Pentru că vreau să rămân într-un echilibru frumos, întotdeauna vreau doar voia Ta să se vadă în inima mea. Voia Ta să se vadă în viața mea și în tot ceea ce sunt eu. Spune-Lui Dumnezeu încântarea asta Doamne, mai privește și către mine În seara asta cu mil Spune-Lui Dumnezeu încântare Așa vreau, Doamne, să-mi făptuiesc În fiecare zi voia Ta nu Să nu pot altfel să trăiesc să ies, te ar fi să piară tu Voia Ta Voia Ta Ta, voia Ta, Ta, Doamne, veci Voia Ta, să mă de plin, pentru Tine am vin. Voia Ta e tot ce-i Ajută-mi ei să mă supun. Ajută-mi ei să mă supun. Să pot să fiu. Să, să pot să fiu oricând pe plac. Oh, mai privește cu milă, Custos. Voia ta. date și cu echilibru Tu ai prin Duhul Tău cel Sfânt Tu ai prin Duhul Tău cel Sfânt Nebănuite Sfinte căi Nebănuite Sfinte căi Să mă înveți pe acest pământ Să mă înveți pe acest pământ Voința Ta, pământ. Aleluia Voința Ta și Pământ

Asta e rugăciunea mea. Aceasta e rugăciunea mea. Spre tine necurmat, mi spre tine, aleluia. Rugăciunea în orice împrejurare grea și în orice Să-mi iardă, să-mi voia ta bine. Să-mi voia ta. asta, Dumnezeule Mare, stăm înaintea Ta și îți mulțumim de-a Ta bunătate nemărginită. Îți mulțumim de ziua pe care Tu ne-ai dat-o și pentru faptul că ți-ai mai arătat îndurările față de noi. Pentru că avem așa de mare nevoie de mâna Ta, avem așa de mare nevoie de numele Tău puternic, te rog din toată inima să ne ajuți pe toți cei care suntem prezenți aici ca în fiecare zi, Viața noastră să fie trăită cu demnitate, cu fermitate și cu echilibru sfânt. Tu să rămâi în centru vieții noastre și tu să te vezi. O, Dumnezeul meu, să ne arătăm reverența, să împlinim poruncile tale, să fim oamenii care să stăm în prezența ta, să ne vedem starea de fiecare dată și să fim gata să o corectăm în fiecare moment, în așa fel încât să fim oamenii tăi și prin noi să strălucească numele tău, să se vadă că avem un Dumnezeu puternic care nu ne lasă și datorită minunilor tale și datorită numelui tău. Tău și datorită puterii tale să rămânem într-un echilibru de neclintit și niciodată diavolul cu nimic din al lui să nu ne dezechilibreze, să rămânem cu fermitate până la ta împărăție, Doamne! Te rog să binecuvintezi sufletele noastre, casele noastre, viitorul nostru, îl așezăm pe ale tale brațe și îți mulțumim că tu rămâi un Dumnezeu puternic, Tată Fiule și Duhule Sfinte! Amin!